S-au trezit cu apa până la ușa casei. Așa trăiesc mai multe familii care stau pe strada Ciocârliei din municipiul Câmpina. Acestea se confruntă cu o problemă veche de ani de zile, pe care se pare că nimeni nu este interesat să o rezolve. De câte ori plouă torențial, canalul care trece chiar prin curțile lor se umflă și le inundă proprietățile. Acesta colectează doar apă pluvială, cel puțin în teorie, căci practic aduce cu el tot felul de mizerii. De câte ori plouă o torențial, apară, și dacă plouă mai încet la noi, dacă plouă în oraș tare, să umflă canalul ăsta, de unde naiba a venit, că nimeni nici la primărie n-a putut să spună de unde e sursa lui, de unde vine, el e de când lume aici, și dă peste el și uitați-vă și dumneavoastră împrejur ce îmi lasă mizeria alea, nu pot să-mi aranjez curtea, nu pot să fac nimic, eu m-am săturat. Sunt cel mai afectat, că vedeți la vecin e un pic, aici de la mine în toată curtea. Eu nu pot să pun și eu nimic în curtea asta, nu pot să fac nimic. Vine canalul mare și dă peste apă și ne-a luat și găle și bicicletă și de toate alea. Și vine mizerie de toate alea. Când începe să mai ales să miroase, e nenorocire. Noi nu putem să stăm cu geamurile deschise. Vine apa mare, mamă, și ne inundă aici, mi-a intrat prin baie, prin mocilă, toate mizeriile vine, face miros urât. De cât timp aveți problema asta? De mult. Și ați fost la primărie sau ați fost undeva să spuneți? Am fost, dar n-am luat nicio măsură. Reprezentanții primăriei municipiului Câmpina spun scurt pe doi că problema este în curtea Hidroprahova, administratorul acestui colector pluvial. De-a lungul anilor au fost trimiși specialiști la fața locului care au constatat problema și atât. Una dintre familiile afectate le-a intentat proces și au reușit să obțină o rezolvare. La o vecină a fost în proces cu ei, dar nu știu, cu primăria sau cu Hidroprahova. Și uitați, a intervenit, i-a făcut, i-a băgat tub, i-a făcut ca lumea. Eu n-am bani de procese de din astea, nu... Până la această oră, reprezentanții Hidroprahova nu au putut fi contactați pentru a oferi informații despre această situație. Localnicii de pe strada Ciocârliei s-au săturat de problemă și nu mai știu încotro să se îndrepte pentru rezolvare. Ei stau cu teama la fiecare ploaie torențială de vară, care în 10-15 minute are puterea să le inunde curțile, apa ajungând chiar și în case.